Da, cred că sunt în direct din nou. Astăzi e foarte pe scurt, că trebuie să iau pe copil de la școală și sunt într-o parcare. O să vorbim despre ură, dar, bun, și despre sentimentul de ură, deși aici n-ar trebui vreo câteva ore doar la introducere, dar, deși despre sentimentul de ură, dar tangențial, mai ales însă despre o măsură pe care vrea să o ia acum Parlamentul European. Parlamentul Uniunii Europene, e o știre acum, zice, a votat pentru ca discursul instigator la ură să fie o infracțiune în Uniunea Europeană. Discursul instigator la ură. În primul rând, ura e un sentiment. E foarte greu să declari ilegal un sentiment care face parte din natura umană. Foarte complicat spre imposibil. După aceea, nu că nu e foarte, adică stați că nu facem acum o analiză teribilă pe Instagram, că nu asta ne propunem. Doar așa, două, trei puncte, mai și râdem un pic. Deci, discursul la ură să fie ilegal și ura să fie, deci, pe cale de consecință, un sentiment ilegal. Dar ce e discurs instigator la ură? Cine stabilește? E treaba absolut subiectivă. Mie mi se pare că tu ai instigat la ură. Ce e aia? Să pot fi niște norme? Poate fi măsurată, încadrată, relativ obiectiv, această instigare la ură? Produce consecințe? Adică dacă eu acum spun, nu știu, critic pe unul. Zic, doamne, nu sunt de acord cu ce a făcut politicianul cu tare. Ce nu bade că tu ai instigat la ură? Să-l urâm pe politicianul cu tare. Cum măsori asta? Adică, vă uitați acum la elucubrațiile mele, da? Și să zicem că eu critic pe Gigel. Știe procurorul sau Uniunea Europeană sau Parlamentul European dacă eu am dezvoltat în dumneavoastră sentimentul de ură zicând nasoale despre Gigel? Și o aberație absolută, în opinia mea. În sfârșit, nu ar fi prima și cu siguranță nici ultima, da? Eu acum vorbesc și în calitate de expert în ură. Am aroganța de a susține că dacă mă pricep cu adevărat la ceva în această viață, mă pricep la a fi de vină, cum am spus și în podcastul doamnei Teodrand Afir, dar mă pricep și la ură. Știți, ați văzut filmele cu James Bond? Bănuiesc că da. Vă întreabă la un moment dat o duduie pe James Bond, zice, ce știi despre durere? What do you know about pain? Îl întreabă. Și el zice, all there is. Tot ce se poate ști. Eu am aroganța de a susține că știu tot ce se poate ști despre ură. Citeam acum, și deci vorbesc în calitate de expert, dar și de potențial, de potențial pușcăriabil, pentru că dacă nu, critici poate un procuror să spună, bă, tu ai instigat la ură și audiența ta din momentul ăla l-a urât pe. Sau pe, sau pe. Ok. Revenind că așa. Mă pricep la ură, am resimțit-o foarte mult timp, la cote absolut, cred eu, maximale. M-am mai potolit un pic acum, m-am mai înțelepțit sau poate am obosit sau poate whatever. Dar așa, și citeam acum niște chestii motivaționale, păi mi le-a recomandat Instagram-ul, zice, aurâ este ușor, succesul e dificil. Nu, aurâ nu e ușor deloc. Deci ura e un sentiment absolut teribil, crâncen, care te consumă. Trebuie să fii foarte rezistent, vreau să spun puternic, că sună după aia ca și cum m-aș lăuda eu pe mine, că nu, niciun caz despre asta nu e vorba, dar trebuie să fii foarte rezistent. Ca să reziști sentimentului de ură. Este o sabie cu două tăișuri. Absolut da. E o stradă cu contrasens, nu e o stradă cu sens unic. Și să urăști, dacă urăști pe momente mici în timp, aia nu e ură. Te-ai enervat, în sfârșit, ți s-a urcat sângele la cap, ai avut un impuls, ai avut o stare emoțională intensă. Nu, ura e un sentiment constant, pe care trebuie să-l simți constant, perioade lungi de timp. De asta spun că este epuizat. Bun, nu vreau să intru în tenebre, deși mă simt tentat, dar nu vreau să intru în tenebre. Revin pe partea simpatică. Mi-am adus aminte, apropo, de ce votă Parlamentul European, de când eram noi pionieri și ne duceau cu clasa, cu școala, la spectacolele omagiale. Și făceam repetiții. Cum să fac repetiții acum de Ziua Națională? Să făceam repetiții atunci la spectacolele omagiale. Și eram în sală, la Palatul Pionierilor, de exemplu. Și ziceau, după când se termină cântecul și auziți tânânână, copii, ieșiți cu ura din sală. Și râdeam normal, așa, care mai citiseră două broșuri, că zic, ieșiți cu ura din sală. Se referau evident la ura, ura, adică să ieși strigând ura, ura. Dar asta suna mișto, ieșiți cu ura din sală. Ok. Și mă gândeam, după ce se va începe poliția urii și a instigării la ură, că va începe, clar, limpede. De exemplu, vă dau un exemplu. Alexandru Macedonski, un poet.
Alexandru Macedon scrie, a scris o poezie, în opinia mea, absolut superbă. Se numește Ură. Trei strofe, nu durează mult, vă citesc. Și după aia să ne imaginăm un pic ce se poate întâmpla. Deci, Ură de Alexandru Macedonski. Dacă aș fi trăznet, v-aș trăzni. V-aș înneca dacă aș fi apă și v-aș săpa mormântul adânc dacă aș fi sapă. Dacă aș fi ștreang, v-aș spânzura. Dacă aș fi spadă, v-aș străpunge. V-aș urmări dacă aș fi glonț și v-aș ajunge. Dar eu, deși rămân ce sunt, o voce adâncă murmură că sunt mai mult decât orice, căci eu sunt ură. Asta e poezia. Deci, o să-l scoată pe Alexandru, o să-i scoată poezia lui Alexandru Macedonski, zic, doamne, gata, nu se mai publică. Ură, e incită la ură. Eu acum, dacă am citit-o, că nu pot să spun de citat-o, am citit-o. Am citit poezia. Se pune că v-am incitat la ură? E un discurs ăsta ce pentru ură? Plus că, zice, atunci să rămână legal doar sentimentul de iubire, doar ele fiind desigur complementare. Și deschid altă paranteză, vă dați seama, aia acea zicală a înțeleptului Gambetta, aia cu există o linie de demarcație foarte subțire între iubire și ură, în sensul că cele două sentimente pot bascula și să se transforme unul în celălalt cu mare ușurință. Aia, de exemplu, devine o zicală ilegală, o zicere, o gândire ilegală. Asta cu linia de demarcație foarte subțire între iubire și ură. Și apropo de iubire, deci și iubirea e periculoasă. Nu doar ura e periculoasă, că de exemplu, am văzut, zic unii, probabil pe bună dreptate, nu știu, dar zic unii, remarcă unii. Dom'le, Șoșoacă îl iubește pe Putin. Păi cum să-l... Stați puțin, nu se poate, trebuie să fie ilegal și asta. Păi da, dar e despre iubire. Păi da, dar îl iubește pe unul care nu trebuie iubit. Nu e iubibil. Deci, ce facem noi aici? Ce facem noi aici? Cu toată dragostea. Vă susțin.